Mi-ați spus tranșant că toxinele, care n-au practic o formulă chimică, pentru că tot îmi spuneți. Ei, astea despre care, că și asta mi s-a reproșat. Hai, doamnă, cum nu există substanțe toxice? Ba da! O, din nefericire, există extrem de multe. Le respirăm, că uite... Poate lumea... metalele grele pe care le luăm din eșapamente, nu? Printre altele, adică asta e altă ciudățenie românească, că nimeni nu se preocupă de calitatea aerului pe care îl respirăm, în schimb, care este necontrolabilă de către noi, în schimb se preocupă foarte tare de calitatea mâncării, când nu te împiedică nimeni să-ți cumperi un produs de calitate și să gătești la tine acasă. Deci, este alegerea ta în final ce mănânci, dar ce respiri nu e alegerea ta. Ei, n-am văzut pe nimeni să renunțe la mașină 3 zile pentru că aerul în București a devenit nerespirabil. Nici nu cred că se va întâmpla. Nu, că nu am această speranță, deci, în timpul vieții mele. Bun. Dar poate că mă voi deprinde cu concluzia dumneavoastră jovială, dar precisă, repet, când spuneți, o supă nu e până la urmă o teză de doctorat. Absolut. Și este cina ideală, de exemplu, pentru iarnă, când ar trebui să luăm cina mult mai devreme, pentru că noi totuși trăim în bioritmul lumină-întuneric, creierul nostru este format în acest bioritm. În timp de milioane de ani. Hai, pentru cei care nu cred în milioane, în astea 50.000 de când avem dovezi, de la Lucy încoace. Bun, și curentul electric este o descoperire de 150 de ani, cam așa? Da. Ok, și atunci, ce așteptăm? Nu ne-am adaptat încă, o să ne adaptăm. Deci noi fiind oameni de zonă temperată, că totuși trebuie să te gândești și la lucrurile astea. Cine sunt strămoșii mei? Ce au mâncat ei? Quinoa? Nu. Cale? Nu cred că nici bunica măcar avea cale în grădină. Nici măcar kiwi și banane, exact, care acum sunt în orice supermarket. Exact. Și care, din păcate, sunt consumate ca un soi de panacee, ca un soi de chestii miraculoase, care sunt capabile să vindece boli, să prevină boli mai bine decât prunele noastre sau decât merele noastre. Nu e adevărat. Un fruct e un fruct, ai și sănătate. Și trebuie să ne obișnuim odată cu asta, să ne iasă odată admirația asta pentru tot ce sună exotic, că e o atitudine așa de provincial care nu-ți face bine în final.